Sunt la școala teologică, la seminarul teologic. Învățăm despre Evanghelia după Ioan. Am vorbit despre mai multe lucruri. Duhul Sfânt ca și consolator, ca și mângâietor, Duhul Sfânt ca și acuzător, Duhul Sfânt ca și avocat. Am vorbit despre cercul intim al lui Iisus, despre faptul că Evanghelia după Ioan este Evanghelie pneumatică. Ce-am mai vorbit? Alte lucruri despre relația tată-fiu, dar cea mai preeminentă în Evanghelia după Ioan, unde de 118 ori cuvântul tată este menționat. Acum aștept studenții, da? Și uite că o să intre rând pe rând. Intre rând pe rând, o să avem un timp bun, sala de clasă, un timp bun aici cu studenții. Îmi place, consider că e o binecuvântare. Așa, rând pe rând intră. Avec le masque, cum aștele pe figura, să mergem înainte.